România va lua parte la noua misiune NATO din Afganistan după 2014. Aceasta a fost una dintre deciziile care au fost luate în urma întâlnirii Comitetului Militar al NATO de la Sibiu. Discuțiile celor 28 de șefi apărării din statele membre NATO s-au axat pe planul strategic pentru Afganistan al Alianței, validat de șefii de stat și de guvern la summitul de la Chicago. La finalul întâlnirii Comitetului Militar al NATO, care s-a desfășurat la Sibiu săptămâna trecută, generalul Knut Bartels, președintele Comitetului, a prezentat pe scurt principalele subiecte care au fost abordate în cadrul conferinței. O să vă fac o scurtă descriere a conferinței care tocmai s-a încheiat. Este una dintre cele trei întâlniri anuale în care șefii militari și comandanții NATO se întâlnesc pentru a discuta despre continuele provocări pe care le înfruntă Alianța, cu scopul de a oferi sfaturi strategice politicienilor. Am început cu un update asupra securității mondiale și a situației din Libia și Africa de Nord, pentru a înțelege cu ce situații se va confrunta Alianța în procesul de asigurare a securității în viitor. Unul dintre subiectele fierbinți discutate în cadrul acestei conferințe s-a referit și la continuitatea trupelor NATO în Afganistan, deci implicit și a trupelor militare românești. Cu această ocazie, general locotenent Ștefan Dănil a anunțat că trupele române se vor retrage din Afganistan în următoarele 27 de luni, odată cu trupele militare NATO. Reducerea forțelor din Afganistan a fost aprobat deja în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și vom începe retragerea începând cu jumătatea anului viitor, intenționând ca la sfârșitul anului 2014 să împreună cu celelalte forțe să încheiem operația din Afganistan. Ne vom retrage în funcție de situația din teren și conform deciziei, deci reducerea forțelor se va face treptat, gradual, în funcție de situația din teren și în funcție de decizia celorlalți aliați și parteneri cu care operăm în zona de responsabilitate. Însă România își va respecta angajamentele față de Alianță și va lua parte la noua misiune NATO în Afganistan după 2014, misiune care va consta în instruirea, consilierea și sprijinirea forțelor naționale de securitate afgane. In Afghanistan after 2014. The level of forces Vor exista trupe românești în Afganistan după 2014, însă nu știm încă exact ce trupe vor fi menținute după această dată pentru următoarea operațiune, deoarece va mai exista o operațiune. Va fi o misiune de sprijin a trupelor și a guvernului afgan pentru menținerea stabilității în această țară. To establish and to maintain stability in their country.